Cei care s-au născut în Zodia Fecioarei vor avea între 27 și 29 august la prânz, momentul important de peste an care li se cuvine. Primul dintre ele, și anume luna nouă în Fecioară. Al doilea, care îi va implica, va presupune luna plină în Pești. Deocamdată avem de-a face cu un moment în care ei au soarele în tranzit prin zodia lor, va veni și luna, va face conjuncție cu soarele, va crea un sistem care se va activa, se va dezvolta de acum încolo un an și va pune punct unui mecanism existențial care s-a conturat anul trecut, aproximativ pe vremea asta, și care, într-un anume fel, le-a marcat existența. Dorința, voința, puterea, inițiativa, sentimentele, trăirile și așa mai departe. Undeva s-a manifestat. Vor vedea ei ce se încheie, vor vedea ei imediat și ce va începe să se manifeste ca o nevoie existențială. Nu în același domeniu, adică, să spunem, dacă au pus capăt unei relații sentimentale, nu înseamnă neapărat că luna nouă deschide drum unei noi relații. Se poate, în funcție de tranzite și de necesități și de accent existențial și de destin, ca acest nou capitol, pe care îl vor începe după 27 august, să privească orice altă casă a cerului lor natal. Oricum, vor fi stabili în formă, echilibrați, energici, dornici să facă treabă, să pună lucrurile la punct, să fie eficienți. Hărnicia este o notă importantă. Pierderea de timp este ipostața pe care o urăsc cel mai mult, o resping. Și ca să nu cadă în acest păcat, vor face și ei ceea ce se spune în popor, să-și găsească de lucru, să-și facă treabă. Adică să abordeze niște sectoare de viață și activitate mai puțin importante, colaterale, unde găsesc ei ceva că mai trebuie corectat și pus la locul lui, doar ca să nu stea, doar ca să nu se odihnească. În fine, este structura lor activă. Între 29 august, după ora 12 și 45 de minute și 31 august seara, axa celor două case ale banilor e puțin volatilă. Nu înseamnă că vin și pleacă bani, nu înseamnă că vor înregistra niște evenimente speciale în cascadă care să le schimbe existența, ci înseamnă doar că își schimbă părerea de la o clipă la alta. Sau impresia, sau dorința, și când vor îmbrățișa o formulă, când o vor ignora, când o vor corecta până când nu mai seamănă cu prima variantă, când se vor entuziasma de o idee, o informație, o știre și își vor spune, asta e, așa trebuie să fac, apoi vor cădea repede în decepție și dezinteres, zicând, nu merită, m-am entuziasmat, m-am interesat și eu prostie și tot așa. Gânduri trecătoare, incapacitate de a se fixa pe o direcție, dacă au și probleme serioase în viață, care presupun investiții, cheltuieli sau care sunt legate de niște sume de bani care ar trebui să vină, e clar că nu în acest răstimp trebuie să se pronunțe, să dea răspunsuri unor posibili parteneri sau să facă gesturi pe care apoi să le regrete. E un moment al instabilității, dar și al necunoașterii. E de reținut că și dacă nu-și dau seama, tot în eroare trăiesc. Nu știu multe lucruri, unele lucruri le știu prost, le știu incomplet. Poate că au fost și derutați de una sau mai multe persoane care le-au abătut atenția. Cine știe, poate că au vrut să-i și păcălească. În casa 8-a va opera energic Jupiter. Influxurile acestuia îi vor face pe cei născuți în zodia Fecioarei să respecte legea, legislația, obiceiurile, normele morale,
relațiile de familie, relațiile instituționale, ierarhiile, principiile de orice fel și mecanismele necesare care să le permită să intre în normalitate, în legalitate, ori de câte ori se pune problema unui beneficiu. Măcar acesta este un lucru bun și clar. Între 31 august, după ora 20 și 2 septembrie, cele două case ale comunicării sunt inegale, nu sunt foarte utile. Cel puțin întâlnirile și drumurile scurte, deplasările, vizitele, ședințele mai ales, sunt marcate de multe animozități. Degeaba efortul unora de a fi cerebrali, de a rămâne demni în fața unor provocări, pentru că vin tot felul de situații care se colorează cu conflicte stranii, care se iscă din senin, cu izbucniri pătimașe ale unuia sau altuia, cu manifestări de egoism, cu subiectivism și interese, mai ales materiale exacerbate, peste care chiar nu se poate trece. Dacă nu sunt direct implicați în acele probleme, cei născuți în fecioară, evident că trebuie să tacă și să observe. Eventual să tragă și niște concluzii cu privire la spectacolul naturii umane. Pe ideea, iată cum se dă cu tare în petec. Iată de ce e în stare, am văzut acum până unde poate să ajungă. Și așa mai departe. Din punctul de vedere al casei a noua, există niște mecanisme care îi fac să tresară de interes sau de bucurie. Apoi există în continuare activă dorința de a schimba ceva în existența lor. Planul presupune implicarea lor într-o viață și activitate publică de interes social, o activitate profesională dusă la un nivel superior, la instituții de alt rang, ei să fie în alte posturi mai importante. Nu e vorba de a urmări un succes sau din dorința de a deveni vedetă, ci din dorința de a se plasa cât mai corect într-un colectiv și de a fi cât mai eficient, și plecând și de la ideea că dacă se cere mult, atunci se mobilizează și va oferi mult la rândul lui. Felul acesta toată lumea va profita. Este un soi de utilitarism, nevoie de afirmare și de acțiune necesară pentru a-și consolida statutul.